Mulți ani și bine m-am găsit la cursul online președinții de matematică. Clasa 5 am vorbit la treabă repede. Ele o problemă să facă. Ele își doresc să amenajeze groapa de nisipa terenului de sport al școlii, care este în formă de paralelepiped turnic, cu lungimea de 6 metri. Deci desemnăm în ipoteză. Iată asta. În ipoteză avem A, B, C, D. A prim, B prim, C prim, D prim. Paralelepiped. Drept turnic. Lungimea 6 metri. Mai mare, egal 6 metri. Da? Lungimea 6 metri. Lungimea 200 centimetri. 200 centimetri. Înălțimea 15 decimetri. 15. Da. H. Da. H 15 decimetri. Decimetri. Bun. Determinați numărul găleților cu nisip necesare umplerii gropii, știind că volumul unei găleți este egal cu 10 decimetri cubi. Deci, mai avem că volumul găleată egal cu 10 decimetri cubi, da? Da. 10 decimetri cubi. Întrebarea este câte găleți de nisip sunt necesare pentru umplerea gropii? Câte găleți? Vom pune câte găleți de nisip vom pune în groapa astfel. Dacă vă rog să aflăm de nisip. Deci, volumul gropii mai întâi. Da. Deci, din echipul ăsta se fac groapa, adică e paralelepiped, și trebuie să aflăm volumul acelei gropi. Și zicem, volumul groapă egal cu zimitare 6 ori 200 ori 15. Așa putem mulți 6 cu 200 cu, zic 6 metri. Ca 6. Ori 200, mai zis, 200 centimetri și ori 15. Chimăm tot în metri. Totul în metri trebuie să gândim. Dar fiindcă ne spune că decimetri. Fiindcă o găleată înseamnă 10 decimetri. Deci totul în decimetri. Egal mai departe. 60 decimetri. Ori. Ori 20 decimetri. Și ori? Ori 15. 15 decimetri. Și egal cât obțin la mulțirea asta. Numărul el împărțit la
15, de restul 7. Și numărul N împărțit la 17, de restul 9. Care e cel mai mic număr care are această calitate? Deci să se afle cel mai mic număr care are această proprietate. Deci, numărul împărțit la 13. Împărțit la 13 de restul 5, la 15 de restul 7, la 17 de restul 9. Nu știu dacă m-a ajutat cu ceva, dar de fiecare dată, adică 13 minus 10, 15 minus 8 de 7, 17 minus 8 de 9. Așa să scrie teorema împărțirii cu restul. Ne gândiți să scrie teorema împărțirii cu restul, da? Deci vom spune ce? N egal cu 13 ori un cât 1 plus 5. Tot N egal cu 15 ori un alt cât 2 plus 7. Tot N-ul acesta este egal cu 17 ori C2, C3, alt cât plus 9. Întrebarea este, care este cel mai mic număr N cu această proprietate? Care e cel mai mic număr N cu această proprietate? A, cel mai mic, cel mai mare. O să ne gândim dacă are sens cu cel mai mare. Trebuie să-l găsim cel mai mic. Cel mai mic. Are sens cu cel mai mare, deoarece poate să se ducă la un număr uriaș. Deci problema formulată cu cel mai mic, rămâne interesantă. Că cel mai mare pot fi... Nici cum nu vă pot... Nu-l găsesc, că nu există cel mai mare, nu mă pot adresa, că este foarte mare. Stați puțin. Putem să adunăm 8 în fiecare din relația aceea? De ce să nu? De ce să nu adunăm 8? Da. De care e motivul de a adunăm 8 și nu adunăm 5? Nu, adunăm 8, deoarece diferența dintre fiecare număr, adică distanța de la 13 la 5 este 8, de la 15 la 7 este 8. Deci la împărțitor la rest, 8. De la împărțitor la rest, la 15 la 7, tot 8. Și ce dacă o să facem? Dacă avem 8, o să fie 13 cu 1 plus 13. A, deci merg cu mâna ta. Deci adunăm 8 la fiecare. Deci o să fie N plus 8. Și atunci nu trebuie că N mare va fi egal cu 13. Nu, N plus 8. N plus 8, corect, corect, corect. N plus 8 egal cu 13 C1 plus 13. N plus 8 este egal cu 15 C2 plus 13, plus 15. Plus 15. Și N plus 8 este egal cu 17 C3 plus 17. Exact. E plus să fac 13 euro plus 13, 15 ce dai plus 15, 17 ce dai plus... Acum putea să dăm un 13 în factor. În factor, un 13, un 15, un 17, da? Atunci echivale. N plus 8 este egal cu 13, ce dai plus C1 plus 1. Egal cu 13, pe lângă C1 plus 1. Daline, N plus 8. N plus 8 este egal cu 15 pe lângă 15 pe lângă 2 plus. Și Darius, N plus 8. N plus 8 este egal cu 17 pe lângă C3 plus 1.
Ce 3 plus 1? În paranteză și numere... de la toate să fie omul diferit, nu? Că toate sunt diferite. Ce înțelegeți voi prin scrierea asta? Că în plus 8 este 13 mulțit cu ceva. Este 13, sunt numere consecutive, nu? Nu. Ce înțeleg nu, din scrierea asta? Că ăsta e capul 13 oriceva. Că dacă e un număr și adun cu 8, să le am. Nu, ăsta cine o fie el? Numărul aici este 13 oriceva. Ce înseamnă? Că e multiplu de 13. Adică se împarte la 13. A, deci trebuie să aflăm cel mai mic practic comun al lui 13, 15 și 16. Deci, ideea este așa. De aici înțelegem că n plus 8 este multiplu de 13. Adică, nu? E multiplu de 15. Și prin noi vrem cel mai mic număr care să aibă calitatea asta. Adică se împarte și la 13, și la 15, și la 17. Și cel mai mic număr care se împarte la toate trei este cel mai mic multiplu comun. Deci de aici cel, da? Cel mai mic multiplu comun pentru numerele 13, 15 și 17 egal cu cel mai mic multiplu comun. Păi 13 este scris la 13. N-ai ce mai face. 13 rămâne așa în gheață. Deci 13 egal cu 13. 15. 5 ori 3. 17 ori 7. 17 egal cu 17. Facem 17 ori 13 ori 15. Deci cel mai mic multiplu luăm pe cei comun și de comun la puterea cea mai mare, o singură dată, da? Deci cel mai mic multiplu comun, cel mai mic multiplu comun este egal cu 13 ori 15 ori 17. Și egal mai departe cât va fi? Nimeni, dacă știi nu. Nu, dar atâta te rog să faci. În acest fiecare, hai să facem mulțime, să facem un chitea de vreme, că... Mă uite pe o dată, dar de ce? Că zice că nu-i bine. 13, 15, 17? 13, 15, 17. Deci N plus 8 egal cu 3315. Și numai de cât va fi egal? Ne? Simplu. 3037. Poți și eu, bă, profesor, să compun o problemă asta, că am înțeles. Da, e corect. 3030. Hai să verificăm dacă e care de ăștia. Exact. Eu calculez, nu? Hai să vedem dacă împărțim 10 la 13 și suntem despre 5. Ce faci? Corect. Împărțiți la 15, vedem dacă crește de 7. Împărțim la 7 și dacă crește de 9. Hai să mai... Același număr, nu? Da, același număr. Hai, te rog să vezi. Hai, te rog. Deci, să împărțim pe acest număr, 3037 la 10. Da, la primul, da, la
bine, dar iau de fapt 2. Măcar 7-10. Deci vedeți la 15? Nu, pe toate 3 vreau. Fiecare individual face chestia asta să vedem dacă este adevărat. Deci împărți la 13. La 15. Am mers acum la 15, să vedem dacă restul este 7. Da, restul este 7, 22 de 7. Da? Și ce ziceam la doua? La prima, la doua, la trei, hai! Frate, nu fii comod! Zarius, dacă nu ești insistent și nu ești bătăios, să știi că nu poți face matematică așa, nelene. La matematică trebuie să fii determinat, să vrei să faci asta. De plecat din astea casă, cu 63 de bazini, o dămit în mașină, e rupt. Înțeleg. Că la matematică, asta am ceva să zicem. Da, da, și la doua. Nu ai făcut-o, dar zici, da, entuziasmez. Poți tu ești mecherie. Așa. Și restul 7. Și cea de-a treia? Îți dea restul 9? Da, restul 9. Haideți să mai vedem o dată. Cum am compus? Ce fi avut eu în minte când m-am apucat de problemă? Am zis așa. Un număr mie, împărțit la 13, îmi dă câtul 5, restul 5, apoi împărțit la 15, restul 7, la 17, restul 9. Și v-am cerut vouă să găsim pe cel mai mic număr mie. Că sigur și 6.000 614 ar fi în această calitate. Și 9, adică dublul. Nu faci treaba asta. Și 9.921. Sigur că da. Dar l-am cerut pe cel mai mic. Întrebarea lui, o fi altul mai mic decât da, ăsta? Eu am găsit unul mai mic. Ai găsit unul mai da. Mic? Ia să vedem. Unul care se dea resturile 5, 7 care? Și 9. 21? Da. 21 împărțit la 3 13. E inima care e? 21 împărțit la 13. Nu! Nu? Nu dă restul 5? Nu, dă restul 8. A, e fost la rândare. N-am făcut atent. Am făcut câtul 0, domnul profesor. Ce n-am făcut bine? Deci, am pus câtul de 0. Când a făcut diferit de 0. Ce n-am făcut de bine? Am înțeles. Dar cât era? N-ai zis câturile de nule. Atunci. Dar trebuia să fie 5. Mai fi. Văd ce îmi zice acolo din numărul. Nu trebuia să adun resturile? Dacă adunam resturile și acela a fost numărul, nu? La împărțirea la 13 se împarte din păcate la merge o dată. A, 21 mi-a pus 8 trebuia să fac. Deci... Nu, a pus 8, cum a spus. Minus 8. Te sfert minus 21 minus 8. Da, așa minus 8. 13. Și de 13 minus 8, 13 minus 8. Ce fac bine? Ce nu zic bine, nu? Să fac câtul 0. Atenție. Nu totdeauna merge problema aceea care va. Nu? Nu. Pentru că acolo, cred că au fost mai doi termeni împărțiți. Da, doi erau. Doi. La aceea, da. Aha. Dar aici, nu mai am făcut. Nu, pe trei termeni. Deci trebuie să iei cel mai mic număr, e cel mai mult lucru. Da, da. Doi. Ne facem mai nici problema. Dar ea mi-a spus că ea a înțeles foarte bine problema asta și este în stare să ne propună una. Pot? Da, acum. Noi așteptăm. Da, vorbește. N împărțit la 19. N împărțit la 19. Dă câtul... Nu, dă restul la 9. Restul egal cu 9. N împărțit la 14.
Dă restul 4. 4. Și N împărțit la 21. Dă restul 11. Nu. 11. 21. Nu, dar restul 11. Da, pentru restul este 11. Aflați cel mai mic număr, dar are această calitate. Și deci împărțim pe la 19, 14 și 21, să dea destul de 9, 4 și 11. Fac și asta, vă veric, îți scriu... Eu nu am înțeles. Dar ai vrea să ghicești ca cea urmărită? Da, 10. E 10. Deci a făcut tot timpul șmecheria asta între împărțitor și rest, a lăsat un spațiu de 10 și respectă acest lucru. Tot 10. Facem fiecare câte probleme? Când să facem, dar... Dar trebuie să rezolvați. Hai să facem referim asta. Și urmă ne propune și ea. Dar ne propune fiecare câte voci. Hai să o facem pe asta. Aleșarea. Deci chiar spune problema, aleșarea. Pe bune. Am făcut o problemă. Dar chiar dacă dăm la copiii mai mult problema cu ăștia singuri? Da. Nu. Da. Dar important este că voi ați înțeles mecanismul la problema asta, da? Dacă așa stau lucrurile, mă convinge. Deci, Darius, o dumă. Ok. Păi, că nu am împărțit și prezit. Nu e egal cu... Am împărțit cu prezit. Nu e egal cu 19, ce 1, plus 9. Plus 9. La a doua, egal cu 14, orice 2. A, cum ești tot? Ok. Deci, adunăm 10. Fiecare. Văd așa. Nu este egal cu 19. N plus 10. Nu plus 10. Nu plus 10. Nu plus 10. N plus 10 egal cu? Egal cu 19. Orice 1. Plus 19. Așa. Nu plus 10. Mai este egal cu 14, orice 1, plus, 4, plus 14. Așa. Dar la a treia, am spus ce numai conta. Ce dă? Ce dă? Este nu plus 10, egal cu 21, orice 3, plus 21. Plus 21. Aici putem continua egal cu 19 pe lângă... Este egal cu... Tăneu? Da. Totuși, tot ești tu. 19... Ok. 19... Ce 1 plus 2... Plus 1. Plus 1, mă scuzați. Mai fie să fac 14, pentru că ce 2 plus 1. Da. Și mai este... 21. Pentru că ce 3 plus 1. Aici, N plus 10 înseamnă multiplu de 19, da? Deci, N plus 10, N plus 10 egal cu multiplu de 19. N plus 10 înseamnă multiplu de 14. Și N plus 10 egal cu multiplu de 21. Cel mai mic număr trebuie să facem? Pe cu cine poate? Dar nu-i cel mai mic. Dacă îi mulțești pe toate, nu cred că e cel mai mic. Îi mulțești pe toate cele necomune. La puterea mai mare. Le descompun. Descompune mai bine. Hai, 19 egal cu 19. Da, bine. 14 egal cu... 14, 2, 7. 2, 7. Și 21. Și 3, 7. 3, 7. Și atunci cel mai mic număr, cel mai
mic, un titlu comun, egal cu, anume la restaurant? 19 ori 2 ori 7 ori 3, da. Așa, 19 ori 2 ori 7 ori 3. 7 o singurătate, da? Deci face 19 ori 2 ori 3 ori 7. Și egal cu 19 ori 6 ori 7. Și egal cu 19 ori 6 ori 7, 44. Adică 42 ori 19, da? Să vă spun eu? Da. Nu sunt ca 798, da. Da, 798, da. Bine, 798. Ăsta este N+10. Deci N+10, să scriu și noi aici, N+10, da, 798. Cât este de aici N? N egal cu 788. Proba, vă rog să facem repede. Și împărțim pe 788 la 19, dacă îmi dă restul 9. La 14, dacă îmi dă restul 4. Și la 21, dacă îmi dă restul 11. Și faceți acasă, da? Dar acum compune tu. Da. Nu împărțit la... Nu împărțit la... Nu împărțit la... 23. Cât? La 23. De restul? 16. Nu împărțit la un alt număr. Nu împărțit la 14. Restul este 70, da? Da. Și nu împărțit la? Nu împărțit la 50. La 50. De restul? Restul 43. 43. Întrebarea este, care este cel mai mic număr cu această care? De asta. Sigur, Davide, te rog să-l pui. 7 peste 2. E 7 peste 2. Mai întâi teoria. Corect. Și zicem, ne vorbește. N egal cu 23 ori C, da, plus 16. Da. N egal cu 14 ori C, C2, plus 7. Da. N egal cu 50 ori C, plus 3, 4, C3 3, plus 4, 3. Voi avea 7 la 4. 7 la 4. Și N plus 7 egal cu 23 ori C1 plus 23. N plus 7 egal cu 20... nu, scuzați, 14 ori C2 plus 14. N plus 7 este egal cu 50 ori C3 plus 50. De aici vom scoate un factor comun pe, din fiecare rație, ce trece. N plus 7 este egal cu 23 pe lângă C1 plus 1. N plus 7 este egal cu 14 pe lângă C2 plus 1. N plus 7 egal cu 50 ori C3 plus 1. Și de aici? Și de aici am găsit cel mai mic multiplu comun, deci, la 23, la 14 și la 50. Da, și 23 e numărul 5. 23 egal cu 23, 14 este egal cu 7 ori 2, da, și 50 este egal cu, o spun 25 ori 2? 25 ori 2, adică 5 la a doua, 2. Ori 2. Ah, sau după că am luat 25, am zis și că să punem un factor prim, tot. Ok. 23 ori 7 ori 2 ori 5 la 2. Tipul comun este 23 ori 7 ori 2 ori 5 la 2. Ori 2 ori 5 la 2. 23 ori 14 ori 25. Da, tehnica e bună, corect, și se spate repede. Cine vreți să compune acum? Tu, Davide. O pune eu și două probleme. Am dat 5 și 52. Poftim? Am spus 5. Deci 23 ori 7
scurtă, 5 la 2. Ah, 5 la 2, ok. Da? Dar de compunem aici. N împărțit la 11. El împărțit la 11. De restul? La 19 a spus. La 19. Bun. De restul? 11. 11. El împărțit la? 17. La 17. De restul? 9. 9. Și el împărțit la? 5. La 10. La 10. De restul? 2. 2. Da, el face acel joc, 8 este peste tot. Asta vă rezolvați acasă la temă. Vă propun un alt exercițiu care sună așa. Ia uitați ce problemă vă propun. Mulțimea A mare. Deci A mare egal cu toți aceici naturali, pentru care 16 supra 2x plus 5 este număr natural. B mare egal cu toți aceici naturali, acei y naturali, pentru care 13 supra 5 y minus 1 este natural, e x, nu, din el. Și să se determine mulțimea A și B. După care să se facă operațiile. A rămâne cu B, amintește cu B și A. Produs cartezian, A ori B. Ia să vedem cum facem. Doamn profesor, nu cred că ați dat corect. De ce? Acolo sunt la 16. Eu spun așa că sunt toți cinci pe care dacă îi locuim și facem calcul, dacă dăm un număr... Dacă dăm un număr rațional, adică 0... Păi dacă îl dăm la celălalt, îți spun, nu-mi place. Păi nu-i bun atunci. Păi de ce? Pentru că nu-i dar aici încercat toate numele naturale și nu am mers, n-am mers, de te pronunț așa. La 16 poate să fie 2, poate să fie 4. Cine poate să fie 2 sau 4? Adică 2x plus 5 poate să fie 2, 4. Egal cu 2. Deci numitorul, ca 2, fracția 4. Asta să fie numai natural, numitorul trebuie să fie o divizoră. Da, și poate să fie 2. Al 16, așa trebuie să exprime. Da, dar poate să fie 2, 4, 8 sau 16. Și mereu când o să dea 2x, o să dea un număr impar. 2x. Vedem. Mulțimea A e invid. Așa, atunci spune mulțimea A e invid. De ce nu? Are rost, nu? Deci, aici spunem, așa începem. 16 supra 2x plus 5. 16 supra 2x plus 5. E număr natural. Dacă și numai dacă, 2x plus 5. Așa trebuie să redactați și să vorbiți copii. Domnul profesor, nu vorbește dacă e mulțimea infinită sau dă o groază de elemente acolo, ci dacă, cum trebuie să gândiți... Deci 16, proprietatea asta de aici este acum echivalent. Tu v-ați spune că 2x plus 5 aparține mulțimii divizorilor lui 16, care sunt 1, 1, 2, 4, 6, 6, bine? 8, și ai spus 16. Și începem pe rând. 2x plus 5 egal cu 1. 2x plus 5. Imposibil. Imposibil. 2x plus 5 egal cu 2. Imposibil. Imposibil. 2x plus 5 egal cu 4. Tot imposibil. 2x plus 5 egal cu 8. 2x egal cu 3 care e? 2x egal cu 3 rezultă că x egal cu cine? Cu 3 pe 2. De toate suntem în Q, știm să spunem. Voi implantezi numele naturale. Da. Și x egal cu 3 pe 2 nu aparține numelor naturale. Spun că am 2. Da.
Și asta înseamnă că așa trei perdeni nu putem băga acolo. La cap, da. Exact. Apoi 2 x plus 5 egal cu 5. Cu 8, 16. Care este 11? Așa. Care 2? X egal cu 11 supra 2. Și nu este acolo, nu am vorba acolo. Exact, vă învățați să gândiți, să redactați așa, asta este ideea. Deci eu asta mi-am propus. Atunci A rezultă, după toate povestea asta, rezultă că A mare, A mare egal cu mulțime fină. Și B mare înseamnă cu mulțime. Și B mare? Puneți 9, domn profesor. Puneți 9, nu 13, ca să aibă o soluție. Așa. Așa, 9. A bine, e egal cu 2. Nu știu. Te va analiza de toate situațiile. Dar ce, domn profesor, e egal cu 2? Te rog. Da. E egal cu 2 la 13? Nu, dar se moderează. 9 supra... Așa cât vorbești. Așa. Cu domn profesor acolo, da? Da. Zi, da, vă dați. 9 supra 5. Y. 9 supra 5 Y minus 1 este numai natural. Da. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă 5 X Y. Dacă 5 Y minus 1, așa vorbești. Dacă 5 Y minus 1 aparține cui? Mulțimii divizorilor lui? Lui 9. Așa. Da? Divizorilor din 9. Care sunt? Care sunt divizorii din 9? Divizorii din 9. 1, 3... 1, 3 și 9. 1, 1, 3 și respectiv 9. Și luăm pe rând. Hai, lucrați voi respectiv, ștergă tabla și vedeți ce găsiți la mulțimea. Face 5 Y. Ca ei, cu cine este egal mulțimea asta? Haideți, haideți, B-ul vreau. Deci egal cu mulțimea formată doar prin elementul 2. E bine? Ați analizat? Da. Doar 2. Și atunci face. Deci A egal cu mulțimea fideți, B egal cu mulțimea formată din elementul 2. Și acum vă rog să o faceți. A reunit cu B egal cu cine? A reunit cu B. Nu este mulțimea lui. Păi mulțimea lui A reunit cu B înseamnă toate elementele care nu se repetă cu elementele din A și B care nu se repetă. Adică toate, adică 2, nu mulțimea lui de cum ați zis voi. Deci spunem tot ce este în prima, la care adăugăm și el din a doua. Mai nu trebuie să se repete. Păi nu, într-o mulțime elemente nu se repetă. De ce este formată? Din cine are un cu B? De ce ai spus mulțimea fită, Darius? Mecanic. Că nu știți ce înseamnă reuniunea. Adică punerea la un loc a elementelor din prima mulțime, la care adăugăm și pe celălalt din a doua mulțime. Corect. Asta te-a gândit. Da. Așa. Deci are un cu B egal cu doar singur element, doi elemente. A nu oferă nimic. A intersectat cu B, egal cu Darius. Aici e mulțimea vide, că punem comun. Și mulțimea vide n-are nimic. Nimic comun cu cine se mă? Deci spune mă, a intersectat cu B, egal cu mulțimea vide. A minus B, de rog Darius. A minus B. Da, A minus B. Deci punem toate elementele de la care se dă B. Și A minus B egal cu mulțimea liberă. Iar B minus A 2. Egal cu mulțimea formată de elementul 2. Mai face suma următoare. Cât e ceasul? E 6 și 45 avem. Mai avem 7 ori 10. Domnul Lasă 7 să facem niște zi. Din prea nici nu pot nici să transformăm. Da? După o problemă. Vreau să calculez suma ies. Egal cu 3 plus 9 plus 27 plus puncte puncte plus 3 la puterea 207. 3 la 207. De ce?
Era o chestie, între ele era... Păi, ai fost bine la a doua, ai fost bine la a doua, ai fost bine la a doua. Poate pe trei faptă doi. Deci, e cam mai departe, cu trei, plus trei la a doua, plus trei la a doua, la a treia. Da, plus... Plus 3 la puterea 207. 206. Dacă vreau să facă. Nu l-am scos încă. Și acum e egal cu 3 pe lângă. 1 plus 3 plus 3 la 2. Scumpi, scumpi, plus 3 la puterea 206. 206. 206. Da. Și nu pot să trec la 7, 7 la 3 la 3, așa că ați fost face exercițiu, nu? Și acum vom adună și vom scădea un 3 la 27. Adună și scădem. Da. Aha! Da! Și să facem? Adunăm și scădem un 3 la 27. Și cu ce vă ajută? Păi da. Vom readuce prima mulțime. Dar uite la tățune. Nu, dar vom readuce prima mulțime. Și mă dă prima sumă, dar aveți unul cu azi, dar nu un pic. Da, îți credem un număr. Sau îl lăsați și începeți la 3? Sau cum v-ați spus? Eu mi-am spus să spun de 3 în față, ce mi-am spus asta? Eu am propus să fac așa. Să îl aduci și să scad un 3 la 2007. Și pe ce aici, da. Deci pe că este egal, știu că la este egal cu 3. Plus... 3 pe lângă. 3 pe lângă. 3 pe lângă. 1 plus 3 plus 9 plus 9 plus 27 adică 3 la 2 plus 3 la 3 plus 1 se pute 3 la 26 3 la 26 plus 3 la 27 27 27 3 la 27 și le aducem sub. E 1 plus S, minus 3 la 27. Și e. Și e. Și e. Și e. Va fi 3 egal cu S egal cu 3 pe lângă 1 plus S. Minus 3 la 27. 1 plus S, unde este? Este adevărat, 1 plus S după 1 plus S minus 3 la 27. Deci. Asta aici, până aici, aici este yes. Yes. Are dreptate. Corect. Hai să notăm asta cu yes, yes-ul de la început. Și atunci ești tu de bine yes. Este egal 3 pe lângă 1 plus S. 1 plus S. Minus 3 la 2000, la 207. Ăștia. Corect. Și acum, va fi 3 plus... 3 plus 3S minus 3 la 2008. Așa, așa. Așa, așa. Așa, așa. Așa, așa. Și bine, yes, egal cu 3 plus 3S minus 3 la puterea 208. Și acum? Scădem un S? Sau scădem un comun? Sau poți, nu, dacă scoatem factorul 1, a, merge acela. Scădem un S. Dacă scoatem 3 în factorul 1, da, și nu acolo. Scădem un S. Scădem un S peste tot. Da. Ce nu știu, scădem din aliment. O să fie 0, este egal cu 3, plus 2, S, minus 3 la 2, 8. 2, S, 2, S, 0, 3, S, a scădem un S, 2, S. Minus 3 la 2, 8. 3 la 2, 8. S-a pus. 208. Și acum adunăm mulțurile. Acum adunăm în 3 la 208, corect? Ca să avem și cealaltă parte. Adunăm în aliment, în 3 la... Da, se echilibrăm. Da. Exact. Și 3 la 208. Plus 3 la 208. Este egal cu 3 plus 2 S. 3 plus 2 S.